Bine v-am găsit! Ascultați-mă o clipă! Ascultați-mă o clipă! Un pic de liniște! Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Și încă o dată! Nu! Și încă o dată! Nu! Și încă o dată! Nu! Acesta este răspunsul pe care îl dăm unei țări întregi. Pentru că nu vrem să vedem hoție în această țară. Vrem să vedem cum oamenii de bun simț, cum oamenii cinstiți câștigă. Vrem să vedem cum oamenii care au crescut copiii lor în liniște pot să spună întotdeauna că libertatea pe care o au o merită. Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Încă o dată! Încă o dată! Aveți încredere într-un om care își vopsește biografia ca să spună despre el că e doctor? Aveți încredere într-un om care vine la serviciu, la parlament, cam cât ar sta fiecare 5 minute în la serviciu? Aveți încredere în doi oameni care nu vor să fie cetățeni ai Europei? Care este răspunsul nostru? Și încă o dată! Care este răspunsul dumneavoastră în momentul în care le spuneți copiilor? Nu mințiți? Ei ce spun? Nu mințim! Care este răspunsul pe care îl dăm copiilor noștri când le zicem mergeți la școală? Ce spunem noi? Mergeți la școală? Aceasta înseamnă diferența dintre adevăr și minciună, dintre muncă și lene. Noi suntem aici ca să spunem că vrem adevăr și că ne place munca. Iar celor cărora le place minciuna și lenea, acelora noi ce le spunem? Nu! 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 Răspunsul acesta trebuie să fie cel pe care îl vom da cu toții pe 29. Îl cunosc pe Traian Băsescu de ani buni. Îl cunosc ca ministru. Îl cunosc ca deputat. Îl cunosc ca președinte. Îl cunosc ca profesionist. V-a dezamăgit el vreodată? V-a mințit el vreodată? V-a spus el vreodată că vă dă lucruri pe care țara nu le poate da? V-a spus el vreodată, Traian Băsescu, că România nu are ce călca în Europa? V-a spus el vreodată, Traian Băsescu, că vrea o țară slabă? V-a spus el vreodată, Traian Băsescu, că vrea o Românie făcută bucăți? V-a zis vreodată, Traian Băsescu, să mințiți? V-a zis vreodată, Traian Băsescu, să nu munciți? Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Și încă o dată! Și încă o dată! Vreau să vă aud tare de tot! O țară întreagă trebuie să știe că voința noastră este voință de libertate. O țară întreagă trebuie să știe că niciodată n-am încălcat Constituția. Niciodată nu s-a întâmplat în această țară din 1989 încoace să vezi instituții ale statului călcate în picioare. Niciodată nu s-a întâmplat în această țară să vezi că legile sunt făcute bucăți, că lumea încearcă, de fapt, astăzi să arate că dorește libertate, că dorește lege, că dorește ordine. Spuneți-mi și mie, România în care vrem noi să trăim, și noi, și copiii noștri, și părinții noștri, este o Românie în care se încapă minciuna? Este o Românie în care se încapă lenea? România pe care ne-o dorim noi nu este România în care se promit salarii și pensii și nu se dau. România pe care ne-o dorim noi nu este România în care să li se spună că lucrul alb este negru, că noaptea este zi. România în care dorim noi să fim și România noastră și România pentru care muncim în fiecare zi. E România care crește pe seama muncii noastre oneste, pe seama fiecare picături de sudoare pe care o dăm pentru fiecare moment de muncă. Noi muncim pentru această țară și vrem ca această țară să fie în continuare puternică, bogată, respectată. Vrem să fim cetățeni ai Europei cu toții, da? Vrem să fim singuri cumva? Vrem să fim izolați cumva? Acesta este momentul adevărului pentru toți.
Acesta este momentul când va trebui să învățăm să luptăm iarăși și fac apel către toți concetățenii noștri care încă nu au curajul să iasă în stradă să protesteze. Dați drumul adevărului din sufletele voastre și inima de român vă va spune că în momentul de față democrația coboară în stradă, democrația se învață în stradă, democrația se învață prin toți cei care sunt aici. Nu stați în casele voastre, refuzați să fiți pasivi. Ne interesează ca această țară să fie privitoare pentru toată lumea. Și ascultați încă un lucru. În 2007 au încercat să-l suspende. În 2007 au încercat să-l dea jos. Și apoi în 2009 peste 5 milioane de români l-au votat. Se înșeală 5 milioane de români? Nu v-am auzit! Se înșeală 5 milioane de români? Acele 5 milioane de români trebuie să fie în continuare aici. Vă aștept pe toți pe 29 iunie să spuneți foarte clar nu hoției, nu lenei, nu nemuncii, ci da României. Așadar, pe 29, cum votați? Nu v-am auzit! Nu v-am auzit! Nu v-am auzit! Să țineți minte, aceasta este promisiunea noastră pentru România. Băsescu!